Vă mulțumesc. Am să supun atenției dumneavoastră aprobarea proceselor verbale ale ședinței ordinare din 06 aprilie 2016, precum și a procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din 22.06.2016. Începem cu procesul verbal al ședinței ordinare din 6 aprilie 2016. Cine este pentru? Mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi, procesul verbal a fost aprobat. De asemenea, vă supun atenției procesul verbal al ședinței extraordinare din 22 aprilie 2016. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Unanimitate de voturi. Cele două procese verbale au fost aprobate. Trecem la ordinea de zi a ședinței. După cum știți, avem 41 de puncte pe ordinea de zi. Vă supun atenției ordinea de zi, așa cum a fost ea propusă dezbaterii Consiliului Local în ședința de astăzi. Cine este pentru? Mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi. Ordinea de zi a fost aprobată. Așa cum vă spuneam la începutul ședinței, avem primele trei puncte. Care vizează încetarea de drept a mandatului de consilier al doamnei consilier Dinu Cristina Elena, la punctul 1, la punctul 2 al domnului Ciobanu George Daniel și la punctul 3 doamna Truică Liliana Gabriela. Aici este vorba de vot la persoană, drept urmare trebuie să procedăm conform legii cu buletine de vot. Eu aș avea o propunere să primiți trei buletine pentru cele trei persoane care au demisionat din rândul Consiliului Local. Da, este. Așa a fost pregătit de către executiv modul de lucru. Dar doar se ia act. La încetarea mandatului, da, se ia act, putem să votăm în corpore și... E o chestiune de voință, da, aveți dreptate. Aveți dreptate. Drept urmare, le supun votului dumneavoastră pe rând sau le supun toate trei? Nu, nu, pe rând, trei hotărâri. Bun. Am înțeles. Haideți să facem liniște, să putem să fim eficienți. Deci hotărâm să votăm prin vot deschis. Da? Bun. Atunci vă supun atenției cine este pentru vot deschis la primele trei proiecte de hotărâre cu privire la încetarea mandatelor celor trei colegi demisionari. Mulțumesc. Unanimitate de voturi. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Trecem la primul punct. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Dinu Cristina Elena. Discuții dacă sunt. Pardon. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică și Juridic și de Disciplină. Mulțumesc. Discuții dacă sunt. Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi. Punctul 1 a fost aprobat. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Truică Liliana Gabriela. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Mulțumesc. Discuții. Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi. Punctul 2 a fost aprobat. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Ciobanu George Daniel. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Discuții. Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi. Proiectul a fost aprobat. Punctul 4. Privind aprobarea regulamentelor proprii de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din administrarea Direcției de Asistență Socială Giurgiu. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină.
Mulțumesc. Discuții. Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi. Punctul 4 a fost aprobat. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de folosință gratuită a unui spațiu din incinta punctului termic 12, situat în municipiul Giurgiu. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Domn președinte. Aviz favorabil. Mulțumesc. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Dacă nu avem discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Punctul 5 a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Giurgiu a unor bunuri aflate în exploatarea SC Global Energy Production SRL. SA. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Mulțumesc. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Mulțumesc. Discuții, dacă sunt. Poftiți, domnul consilier. Cu primar, aici un singur cum vor fi valorizate aceste electropompe, echipamente de încălzire, schimbători de plăcere, etc. Adică avem să știm, să dea câteva detalii, care va fi procedura de evaluare a electropompelor ăsta și echipamentelor care sunt să scot din funcție. Direcția Patrimoniu, vă rog să... Da. Cine va face această constatare? Operator. Cine? Operator. Cel care are delegat servicii. E corect. Este corect pentru că este persoana care este cel mai competent, care poate... Deci să aveți un reprezentant din partea Consiliului? Nu. Pentru casare există o comisie constituită din cadrul primăriei pentru casare. Deci nu e... Sunt două lucruri distincte. Nu are nicio legătură. Problema tehnică pe care ei cunosc foarte bine dacă acel bun mai poate fi folosit în acest sistem de alimentare cu energie și comisia care face identificare. Deci, practic de constatare a stării bunurilor se face de către reprezentantul proprietarului. Da. A primăriei, da? Nu. Operatorul face propunerea, iar comisia de casare este constituită din cadrul... Așa, pe aia da. Așa. Deci asta trebuie aparat de Consiliul Local. De da. Membrii Consiliului Local. Iar casarea nu se poate face pentru că el aparțin domeniului public. Trebuie să trecute în privat ca să poată fi casarea. Și valorificate. Din cele care le-am mai aprobat noi la casare până acum, s-au valorificat, s-a recuperat seara din astea? Da. Fie vei care este, a fost predat la o societate de specialitate și banii depuși în caserie. De unde mi se pare o chestie superflu la treaba aceasta. Eu cred că sunt încă motoare electrice, sunt pompe, sunt ăsta care e bine de la fiecare electropompă, ce mai că sunt bunuri în firea lor. Și verificare și sigur ce sunt bune de a le stabili o valoare care le pune în funcțiune, iar restul sigur să-și urmeze ca la firească de casare. Dar eu cred că nu e în regulă ca totul să fie casat, pentru că sunt și bunuri care au funcționat și funcționează. Domnul consilier, este o comisie, răspunderea este acelei comisii, dumnealor stabilesc dacă trebuie sau nu trebuie, mai pot fi folosite sau nu și toate măsurile în consecință. Nu le face primarul lucrul acesta. Știu că nu le face primarul, dar nu e corect, domnul primar, din atâtea mijloace fixe care sunt, din sute de mijloace fixe, de acolo să nu găsească nimic, totul să fie dat la fierbeți, nu e corect. Da, să știți că s-a putea ca unul să nici mai fie acolo. Dar să face acest. Aveți astfel de indicii, domnul consilier? Aveți astfel de indicii? Am și o întrebare. Cine stabilește din ce persoane este formată această comisie?
prin dispoziție de primar? Nu. Se stabilește? Deci se va face, se face o, o solicitare din partea departamentului, se stabilește comisia și primarul semnește la sfârșit. Că trebuie să dea cineva o legalitate. Da, este adevărat. Răspunderea revine acestei comisii. Eu propun ca inițial să fac o inventariere de către o comisie de la primărie. Să există o comisie de inventariere, să le inventarieze. Stați numai o secundă să terminăm. Cu serii, cu tot absolut ce trebuie, pentru că probabil că ele sunt deja undeva identificate, nu? Fiind teoretic, da. Inventarierea, cum bine știți, se face anual și practic și schimb. Nu. Inventarierea pentru această casare. Că să faci inventarierea anual, noi cu totul altceva. Obiectul contractului de delegare se face anual de către o comisie, se face și scriptic și practic. Bun. Și v-ar deranja dacă să mai face încă o inventariere clar care să o prezentați în fața Consiliului și să spuneți, astea sunt bunurile pe care le-am identificat, o parte din ele vrem să le casăm, o parte vrem să le, să le... Că le folosim. Ar fi ceva, nu. Ilegal, vă trebuie. Domnul consilier, a citit materialul? V-ați uitat? Din păcate, da, și ați văzut că aveți niște liste acolo și care și un tabel cu aceste bunuri. Nu, care se... sunt inventariere. Nu, 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 nu. Spune tabel cu bunurile ce urmează a fi scoate de funcțiune. Să trec cu numere, cu anexe la, la hotărâri. Nu, discuțiile erau legate de cele care se casează și cele care se repară. Păi dumneavoastră credeți... Nu m-ați înțeles. Înseamnă că poate aveți o altă impresie, că atunci când se face inventarierea domeniului public și privat la sfârșitul anului, să face doar din birou și nu să face pe teren? Ele au fost identificate, să regăsesc, au fost punctate de comisie și sunt în patrimoniu public al municipalității. Acum, aveți o listă cu tabel, cu numele bunurilor ce urmează a fi scoase de în funcțiune și vi le dă de la numărul cu tare, cu tare. Deci le aveți în anexă. Nu mai trebuie să le identifici cineva să le mai scoată. Odată ce au fost inventariate fizic și faptic, și scriptic, la sfârșitul anului, începutul anului. Venim în luna mai și le spunem, acestea sunt, deci ele există undeva. Domnul primar, istoria a demonstrat că tot ce au fost mijloace fixe casate, nu s-a recuperat nimic. Totul s-a dat la pierdut, deci e posibil tot cum apare, pompe și alte lucruri care putem să fie și care sunt convinse. Asta au fost în stare de funcție. N-a fost necesar să fie casate. Bun, și ce, ce propuneți, domnul consilier? Propuneți un amendament la proiectul de hotărâre? Este responsabil la nivel de Consiliul Local, care să constate... La nivel de Consiliul Local sau de Municipalitate? De Municipalitate, nu. Pentru că problema principală era între ce bunuri din acea listă merg la casare și ce bunuri vor fi recuperate și refolosite. Da? Aici era problema principală. Iar asta revine ca și responsabilitate comisiei. Responsabilitatea rămâne pentru comisia care va fi desemnată. Bun. Mai sunt intervenții? La acest punct? Da. Mai sunt intervenții? Închideți microfoanele, vă rog frumos, acolo. Nu participați la vot. Să notați în procesul verbal că domnul Cepraga nu participă la vot. Bun. Dacă nu mai sunt intervenții... Păi nu, stați un pic. Deci noi în momentul ăsta aprobăm acest proiect de hotărâre așa cum a fost el propus sau îl aprobăm cu amendament. Păi au fost discuții până acum. Există un amendament sau nu? Dacă nu există un amendament, atunci vă supun la vot. Cine este pentru proiectul așa cum a fost propus de către executiv? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi. Oricum, responsabilitatea revine acelei comisii care trebuie să evalueze fiecare bun în parte, să vadă care e de casare și care e de recuperat. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Giurgiu a unor panouri solare în vederea dezafectării. Raportul comisiei juridice, vă rog. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții. Poftiți, domnul consilier. Domnul primar, aici panourile acestea care vor fi scoase, care va fi procedura de valorizare?
patrimoniu. Haideți să nu... Depreciate și fizic, și de toate punctele. Deja am înțeles că sunt de 3 ani. Ce mă minunez. Haideți să-l lăsăm pe domnul director să ne explice despre ce este vorba. Deci ele au fost făcute într-un cadrul unui program de înainte de anii 2000, deci până 90 și ceva, programul Daniel, nu au fost funcționale niciodată. Deci nu au fost funcționale. În urma angajării grupurilor din zona cartierului politică, trebuie să fie date jos. Au mai fost date și la celălalt de grup. Deci o procedură... Am înțeles. Și legat de valorificarea lor, e aceeași întrebare pe care... Comisia și... Comisia răspunde de modul cum se valorifică ele sau cum... Dar sistemele mai sunt complete? Da? Am înțeles. Bun, alte intervenții pe acest punct. Cum? Uzura orală? Am înțeles. Da. Poftiți, domnul consilier Dinu. Domnul președinte, în alte orașe din țară și de fiecare dată și din afară în media, spun și le povestesc cu oamenii din Iurgiu despre orașele din Alberta. Nu vă spun că am avut o întâlnire cu fostul ministru, anul și domnul Barbu Gheorghe, zilele trecute, și lucrul acesta discutam despre ce se întâmplă în orașele din Ardeal. Vreau să vă spun că au o dependență, au independență față de sistemul energetic, fiindcă acele orașe au știut să-și construiască o proiecte europene, cu programele care sunt cu privire la energia regenerabilă și sistemul național să fie introdusă această energie și, în consecință, noi, în compensație, să luăm energie electrică de la operatorii de energie. Iată că în Giurgiu astăzi nu se construiește nimic, mai mult se distruge. Este problema dumneavoastră. Nu mă interesează pur și simplu. Lăsați-l să vorbească, vă rog mult. Dar probabil că cetățenii din Giurgiu au ajuns la capătul puterii și a răbdării. Și a să vă... Faceți liniște, vă rog frumos. Dacă aveți ceva de discutat, vă rog să poftiți afară. Și astăzi, pe ordinea de zi, și la momentul respectiv, am să vă spun că se fac diferențe între unii și alții, dar în momentul când vom ajunge la punctele respective, o să vedeți câte lucruri să omit pentru anumiți oameni sau anumite societăți comerciale și cât de constrângători sunt pentru altă. Vă mulțumesc. Da. Mai sunt alte intervenții? Este adevărat că energia verde este de viitor și trebuie foarte serios luată în calcul. Trebuie dezvoltate astfel de proiecte care să asigure atât energie electrică cât și apă caldă și alte posibilități care pot fi rezolvate. Domnul Dinu, mai aveți ceva intervenții? Da. Alte intervenții pe acest punct. Eu zic că era corect din partea domnului Dinu să ne concretizeze, nu? Să fie la am un putere la care vreau anume doi. Nu, acum la momentul oportun, când vom ajunge la ele cu doamne, certitudine, cam să vă expun. Bine, mulțumesc. Greșelile care s-au făcut. Ok. Alte puncte, alte intervenții, vă rog. Dacă nu mai sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi, punctul 7 a fost aprobat. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii unor contracte de concesiune încheiate între municipiul Giurgiu și societatea comercială Vergilius SRL Giurgiu. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină.
Mulțumesc. Alte intervenții, dacă sunt, pe acest punct. Poftiți, domnul consilier. Pot să încerc să fiu scurt. M-am așteptat și eu, ca la ultima ședință, la un asemenea subiect, să vină cineva să prezinte sau acum să fie materialul prezentat așa. Contractul cu care este executat, mă rog, este concesionarul și a plătit datoria, are la direcția de impozite și taxe locale, are așa, îi cesionăm, dacă e legal, contractul. Dar noi am făcut altfel. Dintr-o dată concesionăm trei contracte, în care posibilitatea, cesionăm trei contracte de concesiune, în care se, eventual se sugerează că se pot cesiona, dar par cu aprobarea prealabilă a noastră, constat cu supoare că dânsii, cei doi agenți economici, au făcut un contract de vânzare, cumpărare, în care precizează că se gestionează de la unul la altul contractele. Ori asta nu putea să fie înainte de a aproba noi. Deci nu mi se pare normal. Și am să mă abțin la acest punct de vedere. La acest aprobat, va trebui să te exclude. Domnul... Da. Alte intervenții pe acest punct. Da, e pertinentă intervenția domnului coleg. Alte intervenții? Poate cineva din executiv să ne dea câteva explicații legate de problema ridicată de domnul coleg? Patrimoniu. Deci vânzarea se face, a făcut obiectul de a bunurilor din acest punct tehnic. Deci nu faci obiectul... Da? Scrie acolo. Păi se gestionează și contractul. Nu poți să-l gestionezi tu. Păi nu, dacă nu se exprimă, deci pentru un act autentificat... Ai autentificat? Nu se exprimă acordul de voință a administratorilor celor două societăți, atunci cum poate fi făcut? Da. Bine, dar... După ce aprobam noi, astea putea să... Corect. Domnul director, dați-mă pe interviu. Văd că spun cesionări în chirie să bată în jur. Am avut și o cerere pentru a închiria un spațiu pentru partidul cu care păstoresc în jurul organizația Mișcarea Populară și mi s-a dat un răspuns care m-a întrebat la un moment dat. Nu mai știam ce să fac. În față îmi spunea să îmi dați un spațiu pentru a funcționa ca și partid politic și în spate îmi dați adrese de genul cu care mi-ați primit. Văd că se fac multe lucruri. Vă întreb un lucru și dați-mi un răspuns. În câte spații funcționează PSD Giurgiu, în municipiu și în județul Giurgiu? Vă rog frumos. Deci, în prezent... Da. Vă rog frumos, vă fac adresă să-mi dați prin spațiile închiriate de PSD Giurgiu. Vă rog frumos, da? Da. Alte intervenții. Bun. Nu are legătură cu subiectul, dar în fine. E o nemulțumire personală a domnului coleg. Alte intervenții pe acest punct. Deci asta e singura explicație care se poate da. Nu sunteți mulțumiți. Nici eu nu sunt foarte mulțumit, trebuie să recunosc. Bun, supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 5 abțineri. 15, 23. Deci cu 5 abțineri, punctul 8 a fost aprobat. 2 treimi ce înseamnă? 12. Din număr total. Deci nu, păi suntem 16. Da, numărul total de mandate se ia. Numărul total de mandate rămase valid. N-a trecut. N-a trecut. Da, asta trebuia bun. Asta voiam să întreb că... Da. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea... 10 pentru. 15. 15. Ah, 15, da. 10 pentru și 15. Nu, n-a trecut. Proiect de hotărâre... Haideți să fim atenți să putem fi eficienți. Proiect de hotărâre numărul 9. Privind aprobarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 89 metri pătrați situat în municipiul Giurgiu, Ulicioara Toporaș, fără număr. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Strada Toporaș, FN, adică fără număr. Haideți!
Da, mulțumim, domnul președinte. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Da. Discuții legate de acest punct. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi. Punctul 9 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 10. Privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Teatrul Tudor Fianu Giurgiu. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Putem să facem liniște? Raportul Comisiei de Învățământ, Sănătate, Social, Cultură, Sport. Mulțumesc. Raportul Comisiei Juridice. Discuții. Intervenții pe acest punct. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi. Punctul 10 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 11 privind modificarea hotărârii Consiliului Local Municipal numărul 132 din 06/04/2016. Raportul Comisiei de Învățământ, Sănătate, Social, Cultură, Sport, Culte și Familie. Aviz favorabil. Mulțumesc. Raportul Comisiei Juridice. Domn președinte. Aviz favorabil. Mulțumesc. Intervenții. Domnul Spoială. Intervenții. Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi. Punctul 11 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 12 privind încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu și Centrul Cultural Ion Vinea Giurgiu pentru sărbătorirea zilei de 1 iunie 2016, Ziua Internațională a Copilului în Municipiul Giurgiu. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Raportul Comisiei de Învățământ, Sănătate, Social, Cultură. Mulțumesc. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Să se stipuleze protecția că nu participă domnul Crișan. Bine ați venit, domnul vice. Alte intervenții pe acest punct. Poftiți, domnul consilier. Domnul primar, dacă poate să întrezi dintre ce a subținut ce a constat acestea? Domnul director de la Centrul Cultural. Premiile cum vor fi achiziționate? Vor fi obiecte, baloane, persoane. Premii, baloane, nu premii, dar nu sunt premii. Nu, întrebat premii. Aveți un premii de la 25, doar 250.000. Sunt cadourile pentru copii. Da. Acolo este partea de învățământ. Cum vor fi achiziționate? Mulțumim, domnul consilier. Domnul Spoiala, sunteți mulțumit de răspuns? Da, da. Da, mai sunt alte intervenții pe acest punct? Dacă nu sunt, supunem la vot cine este pentru. Mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi. Punctul 12 a fost aprobat. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii. Domnul Spoială, vă rog frumos să faceți liniște. Privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă cu strigarea unui teren cu ce aparține domeniului public al municipiului Giurgiu. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Mulțumesc. Raportul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Raportul Comisiei Urbanism și Amenajare Teritoriului. Aviz favorabil.
Mulțumesc. Intervenții. Intervenții. Da, este acea problemă. Lipsește cererea celui care solicită. Eu vă spun că eu în calitate de președinte nu. Da, trebuia să fie la materia. Nu vrei ce am materia. Deci am prezentat lui, vă aveți la... Nu, dar nu câteva lucruri, nu neapărat că dumneavoastră în particular v-ați întâlnit cu domnul Popasu și ăsta ce... Nu, particular, din serviciu am întâlnit, că a fost solicitat oficial, iar că... Pentru că nu trebuie să facem lucruri de parte. Haideți să facem liniște, să fim eficienți. Aș vrea să puneți câteva cuvinte despre acest punct. Exact zona pentru ce se solicită... Deci zona este cuprinsă, este zona de ceva, cuprinsă între punctul termenului, și gardul postului față și acetine, în zona unde sunt niște conducte termice dezafectate, o zonă care nu este întreținută, acum două luni când a fost aprobat concesionarea acestui teren, a fost organizat de două ori o licitație publică, nu s-a prezentat bine, pentru că rezidența a fost din campă, a fost foarte mare. Iar în prezent, în urma unei solicitări, s-a trecut la propunerea de închiriere pe o perioadă de 5 ani de zile a acestui spațiu. Aceea solicitare nu e chiar. A mai făcut o altă solicitare pe care s-a oprit să pună cererea la documentare. Da, și nu putem avea și noi solicitarea respectivă? Da. Da, este scrisă de mână și e un scris destul de greu de înțeles. Vă rog să aprobați cererea de... Este un domn, nu cred că este nevoie să-i dăm numele. Administratorul... E oficial, dar din punctul meu de vedere, asta trebuia să fie la material, să putem să ne documentăm înainte. Subsemnatul Tudor Lucian, administrator la SC Cris Land Construct SRL. Vă rog să binevoiți aprobarea închirierii, în fine, adiacent PT 82, strada Decebal, suprafață 465 metri pătrați. Noi aici avem niște prețuri prestabilite sau... Am înțeles. Am înțeles, da, am văzut. Am văzut în documentație. Bun. Nu, acum discutăm de închiriere. Până acum a fost vorba de un alt... A fost vorba de concesiune până acum și nu s-a prezentat nimeni. Acum discutăm de închiriere. E cu totul altceva. Bun, intervenții dacă mai sunt pe acest punct. Și dacă sunt mulțumitoare explicațiile care au fost date. Cred 4 ani sau 6 ani. 5. Da. Intervenții, dacă mai sunt. Nu. Dacă solicită, oricum va fi supus că tot. Mai sunt intervenții pe acest punct? Nu. Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi. Punctul 13 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 14 privind aprobarea situației financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2015 al societății comerciale Pază Publică ESA Giurgiu. Raportul Comisiei de Buget Finanțe.
Haideți să facem liniște. Intervenții. Poftiți. Aici ar vrea să întreb din executiv. La capitolul de creanțe există 3 miliarde 546 de mii. Sume care urmează a fi încasate. La ce se referă aceste sume și dacă există cu o vechime mai mare decât aceste sume în acest sol. Cine ne poate răspunde? Domnul director? Ce să vă spun? Sumele respective sunt de acum 4 ani. Există o sumă neîncasată de la fostul ADPP. Care s-au adăugat, bineînțeles, dobânzi și penalități. Nu mai încasează, că e la masa credală la kilografar și nu cred că asta. Ați primit ceva la kilografar? Nu. 7%. Cât? 7%. Da. Mergeți mai departe. De suma, în rest, societatea a avut profit în anul 2015 în jur de 49.000. 15.000 s-au dus în rezervă legale pentru a forma contul acela 20%. Revenim la treaba care l-am întrebat. În afară de acest debitor, ce debitor mi-a adus? Din câte știu, nu mai avem niciun. De cum? Aveți total 3 miliarde 500. Din care DADP-ul are 1,5 miliarde și deci diferența? Nu, DADP-ul are cu tot cu dobândi și penalități, cred că 2 miliarde și vă răspund, domnul. Nu, deci, fiind încheiat la sfârșitul anului, multe sume s-au încasat în ianuarie, dar situația financiară s-a făcut la 31 decembrie și automat asta e diferența, că n-au. Este exact un miliard. Au sume prescrise pe care nu. Și la datorii curente 2 miliarde 500 ce dată e? Faceți liniște. Nu există niciun fel de datorie, tot așa, că s-a încheiat anul financiar. Și iar plățile se fac în luna ianuarie. Deci societatea nu are nicio datorie nici la bugetul de stat, nici către angajați. Deci, v-ați datorii scadente și achitate în luna ianuarie. Liniște, vă rog. Nu există niciun fel de datorie. Bun. Dacă știi, domnule. Nu știu contabilitate. Sunteți mulțumit, domnul Scoială, de răspuns? Da, domnul director. Domnul Dino, o secundă. Mai aveți intervenții, domnul Scoială? Nu, nu, mulțumesc. Da. Poftiți, domnul Dino. Câte contracte aveți, domnul Dino? În jos de 12 contracte. La bază, la case și impozite, mai participăm la licitații sau poți să vă dea afară de acolo? Participăm la licitații, la taxe și impozite, dar la cimitir. Să concedează... Vă rog frumos, lăsați-vă. Până face pânt și a vă luat locul cineva. Eu sper să nu fie așa. Deci, s-a solicitat la... chestiunea asta pentru că suma depășea 30.000 de euro odată cu mărirea prețului, iar au fost nevoiți, înșii au fost nevoiți să facă altă procedură de licitație. Dar dumneavoastră aveți datorie de direct de stat, puteți să participați la... Da, 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 sigur că v-am spus că nu există nicio datorie către stat la fiași puteți. Da, deci pot participa. Am făcut toate actele și până pe data de 18. Dumneavoastră chiar simpatici și dragi, dar nu vreau să fiți victimă. Da. Domnul Stanciu, mai aveți intervenții? Nu. Alte intervenții? Da, mulțumim, domnul director. Dacă nu mai sunt intervenții, supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi. Punctul 14 a fost aprobat.
Proiect de hotărâre numărul 15, privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 de lei doamnei Movilescu Ana Maria din Giurgiu. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Raportul Comisiei de Învățământ, Sănătate, Social, Cultură, Sport. Aviz favorabil. Mulțumesc. Intervenții. Dacă nu sunt, supunem la vot cine este pentru. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi, punctul 15 a fost aprobat. Punctul 16, privind proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.500 de lei domnului Matei George din Giurgiu. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Mulțumesc. Raportul Comisiei de Învățământ, Sănătate, Social, Cultură. Mulțumesc. Liniște, vă rog. Intervenții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi. Punctul 16 a fost aprobat. Punctul 17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 8.000 de lei doamnei Iacob Elena Lidia din Giurgiu. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Mulțumesc. Raportul Comisiei de Învățământ Sănătate. Mulțumesc. Discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi. Punctul 17 a fost aprobat. Punctul 18. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 9.000 de lei doamnei Marcu Florentina Veronica din Giurgiu. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Mulțumesc. Raportul Comisiei de Învățământ Sănătate. Mulțumesc. Discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi. Punctul 18 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 19, privind aprobarea suplimentării bugetului de împrumuturi interne pe anul 2016 și a listei de investiții aferente. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Raportul... Atât. Intervenții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi. Punctul 19 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 20, privind aprobarea suplimentării bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2016. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Mulțumesc. Intervenție. Dacă nu sunt, supune la... Da, poftiți. Neavând acest privind o carte tableta mea, nu am dat... Da, e vorba de... Și aș vrea să știți care sunt care beneficiază din partea Consiliului. Da. Cine intervine? Am întrebat executivul. Nu. Nu las direcția economică. Vă lăsa direcția economică. Nu, bugetul centralizat al instituției publice. 5.000 de lei unde se duc efectiv. Conform anexei 1, dacă domnul Dinu nu are anexa. Nu are. Da. Mulțumit? Da. Alte intervenții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi. Punctul 20 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 21, privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 și a listei de investiții aferente. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Favorabil. Mulțumesc. Da. Aici discutăm de o sumă un pic mai mare. Și aici o să solicit și eu niște explicații. Se aprobă suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 cu suma de 6.110.000 lei. Direcția economică ne spune și nouă? Da, și vă răspund. Eu o să vă dea, dacă doriți, aveți la mapă. Avem, defalcarea la mapă tuturor cheltuielilor și pentru care se cere mărirea de buget. Luna trecută ați aprobat niște investiții, niște studii de fezabilitate, niște proiecte. Luna aceasta trebuie să le punem, să le asigurăm finanțarea a ceea ce ați aprobat dumneavoastră. Ceea ce ați aprobat luna trecută, investițiile care se facă, locuri de joacă, terenuri de sport, locuri de joacă la grădinițe și ce mai sunt, să le găsesc în financiar acum, cu sursele aferente. Nu aveam altfel cum să facem dacă nu aprobați. E corect. Alte intervenții?
putem să legem între este... Aveți alte intervenții, domnul Spoială? Domnule, e ultima ședință ordinară pe mandatul ăsta și putem spune că... Și-au regăsit oamenii locuri pe listă. E normalitate. Domnul Spoială, intervenții la proiectul de hotărâre? Nu sunt. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi. Punctul 21 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 22. Privind aprobarea balanței tehnologice și a cotei pierderilor tehnologice pentru activitatea de transport și distribuție a energiei termice al SECE Global Energy Production SA pentru anul 2014. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică, Juridic și de Disciplină. Raportul Comisiei de Servicii Publice, Muncă și Protecție Socială. Mulțumesc. Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat. Favorabil cu următorul amendament de schimbat cuvântul balanță în bilanță mixtă. Balanță tehnologică cu bilanță tehnologică. Mi se pare că balanță. Nu, mi se pare că e corect bilanță și singurul care e corect. A studiat problema asta? Să ne spună cineva de la executiv. Dacă e termen tehnic, e bilanță. Bun. Intervenții. Poftiți. Eu ar vrea să întreb aici, dacă poate să ne spună cineva, care e diferența între anul precedent și anul la care s-a aprobat această sumă, având în vedere că e pentru anul 2014. Care e diferența între pierderile din 2014? Și de ce acum, 2014? Cred că n-aveți voie să vorbiți, domnul Ceplaga, ați zis de la început. Nu poate să vorbească dintre conflicte de interese, nu. Da. Nici acolo. De ce e nevoie să aprobăm? Dacă știți, am aprobat și la APA Service. Necesitatea derivă din faptul că dacă nu sunt aprobate pierderile tehnologice normate, sunt obligați să calculeze TVA la pierderi tehnologice. Și atunci dumneavoastră au făcut un studiu și în baza acelui studiu trebuie aprobat de către Consiliu și nu vor mai plăti TVA la pierderile tehnologice. Altfel, nu sunt considerate normate și nu sunt luate în calcul de cei de la ANAF. Și e normal să aprobăm în 2016 pierderile din 2014? Păi nu, este ca și procent, că până la urmă noi aprobăm definitivul, exact efectivul ce s-a întâmplat. Acele au fost pierderile efective. Vom aproba și pierderile pentru 2015, pentru că este studiu tehnologic. Acestea sunt. Deci nu are nicio implicare asupra executivului, asupra bugetului sau patrimoniului executivului. Este strict al operatorului. Înțeles, dar nu putem compara APA Service cu problema de la Global. E același lucru. Sunt nu servicii. E adevărat. Acolo sunt servicii suntem publici. 83% acționari noi, Consiliul Local, iar aici nu suntem nimic. Da. Păi nu, dar noi le-am aprobat prețul și în preț am Bun. Aprobat această plată. Am înțeles. Alte intervenții. Sunteți mulțumit? No, adică mi se pare ciudat și mi se pare că e una puținere hotărâri ale Consiliului Local în care s-a aprobat retroactiv 2014 în marge de 2016 și mi se pare ciudat. Același lucru am spus și eu. Adică noi, în general, domnule primar, noi niciodată n-am aprobat programele de viitor. Nu putem să aprobăm ce se face la zentrie. Aici mi se pare partea ciudată al lucrurilor. În condiții în care s-a aprobat ce s-a întâmplat acum 2 ani. Pentru că pierderea poate fi generată de o neglijență, lăsăm să curgă tot agentul termic și formă-l aprobăm aici. Cum faceți? Nu, este o abordare greșită a dumneavoastră. Aceste pierderi sunt aprobate de ANRSC când s-a calculat prețul de livrare, sunt verificate. Îmi pare rău că domnul consilier are dublă calitate și nu poate să ne dea răspunsul. Pe viitor o să-l rog dacă domnul Bălăneam poate să ne dea un răspuns. Nu poate nici el, că e și el de ale incompatibilitate. Bun, intervenții dacă mai sunt.
Dacă nu mai sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Deci domnul Cepraga nu votează? Domnul Cepraga nu votează, da. Și domnul Bălănean? Domnul Bălănean e, cu mâna, are e cu mâna sus. Dar cum să n-ai nicio treabă cu mâna? Domnule, da, este răspunderea fiecăruia, da? Păi trebuia să răspundă. Bun. Ați numărat? Câte voturi pentru sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da. Cine este împotrivă? Se abține cineva? Da. Nu. Punctul 22 nu a fost. Proiect de hotărâre. Haideți să facem liniște. Proiect de hotărâre numărul 23. Privind aprobarea situației financiare a societății Giurgiu Servicii Locale S.A. la data de 31.12.2015. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Care e situația de servicii locale? E cineva de la GSL aici? Da, este de la GSL, dar este cineva din Consiliul de Administrație. Din AGA? Din AGA? Pentru că înainte de a ajunge în Consiliu au trecut prin AGA. E cineva de Naga de la Giurgiu Servicii Locale? Puteți, credeți că puteți ne dați un răspuns înainte de a ne da. Că s-a aprobat, Edă. Întrebarea care e? Domnul Spoiala a pus o întrebare. Ia, mai puneți o dată întrebare. Se dacă cineva înțelege legătura cu elementele din activul și falsificul. Deja e contabilitate pură. Haideți să... Haideți. Cine e? Nu, trebuie să fie doamna director, de... doamna director economic. Dacă e vorba de contabilitate, doamna director economic. Deci, am pus capul să întrebare de situație financiară. Nu, dar e o situație tehnică. Deci nu poate să urmă. Partea de creanțe s-a redus cu aproximativ 20% față de totul de la anul precedent. Și sunt toate în termen, adică au sunt prescrise o parte din creanțe. Au fost citate toate până la azi. Sunteți în termen, da? Mulțumim de răspuns. Mai aveți intervenții, domnul Spoială? Da. Poftiți, domnul Spoială. Mulțumesc. Având în vedere că este ultima ședință, aș vrea, am o întrebare. Acum, aș vrea să sunt domnul primar sau doamna de la GSB. Știu că la un moment dat există o acțiune pe rolul instanțelor pentru o sumă de 1 milion și ceva de lei lucrări executate și pe care primăria nu le-a achitat. Executate, puteți da un răspuns de perspective sau cum au ajuns nu. Să fie executate fără comandă? Nu că nu le-au achitat, nu le-au acceptat. Aici acesta este termenul corect. Acesta este termenul corect. Nu le-au acceptat. Numai o secundă, lăsați-i pe domnul consilier să pună întrebarea, după care răspundeți dumneavoastră. Aș vrea să știm exact ce s-a întâmplat sau care este situația acestei judecăți. Poftiți. Da, este vorba de aproape 1.200.000 lucrări executate, zic dumnealor, neacceptate de primărie, de municipalitate, zicem noi, pentru că nu a existat prevederi bugetare, nu a existat contract, nu a existat deviz, nu a existat acceptarea lucrării și, bineînțeles, nu a existat recepția lucrării. Trebuie să înțeleg că GSL-ul, de capul lor, au făcut aceste lucrări fără ca dumneavoastră să le solicitați. Da. Nu. GSL-ul au făcut aceste lucrări și nu și-au făcut hârtiile. În sistemul public discutăm de hârtii. Discutăm de documente. Deci le-a solicitat doar verbal dumneavoastră? Au primit solicitări scrise pe forma sesizări, prin portalul sesizări de la cetățeni. Trebuie să se îndeplinească, să se facă anumite lucrări în oraș. Aici, aici, aici.
Există doleanțe ale cetățenilor, acestea au fost redirecționate către Giurgiu Servicii Locale. Procedura de lucru era, dumnealor trebuia să, în baza contractului de delegare, trebuia să solicite primăriei punct de vedere și să primete în comandă. În baza acelei comenzi, dumnealor făceau deviz, s-a aprobat devizul de către Departamentul de Specialitate din primărie, se lansa comanda respectivă și puteau să facă. Au venit după controlul Curții de Conturi, după 2 ani jumate, să spună că au făcut lucrări în urmă cu 2 ani de zile. Înțeleg că dacă în acea perioadă făceam o sesizare pe portalul pe care dumneavoastră l-ați menționat și solicitam să monteze 40 de bănci în fața blocului sau ceva de genul ăsta, cei de la GSR veneau și le montau, nu? De? Deci pur și simplu, fără comanda dumneavoastră, fără nimic. Doar că eu făceam acea solicitare pe portal, nu? Ținând cont de calitatea dumneavoastră de consilier, aveați acest drept. Nu, nu, nu. Vorbim de... Asta e de că ați avut o abordare a la caragiale. Vă felicit pentru teatru pe care sunteți în sale să dezvoltați chiar și aici, în Consiliul Local. Dar întrebarea mea este extrem de pertinentă. Cine credeți că va plăti această sumă? De lucrări pe care nu le-ați comandat, pe care GSL-ul așa din neant le-a efectuat, că a scris cineva pe portal, pe care Curtea de Conturi le-a identificat. Spuneți-mi mie dumneavoastră în momentul ăsta, nu? În ultima ședință a Consiliului Local, cine va plăti aceste... Societate, care este subordinea Consiliului Local. O secundă. Unde se află acest litigiu? Pe rolul instanțelor, nu? Așteptăm instanța să stabilească. Nu, stați un pic, că noi... Domnul președinte, dumneavoastră sunteți intervenient la orice să discută în ședință? Da, pot să intervin. Da, puteți, știu, dar doar atât. Problema dacă e am o discuție cu domnul consilier, eu am explicat. Păi acum ce faceți? Acum, schimbăm dacă... rolurile? Nu, nu schimbăm rolurile. Bun. Eu am explicat. Eu aș vrea să-l întreb pe domnul coleg dacă poate să ne spună despre ce categorii de lucrări vorbim în mare. Pentru că vorbim de 1.200.000 de lei, asta înseamnă 12 miliarde de lei vechi. Adică nu e o sumă de... Domnul președinte, m-am văzut cu situație, nu vă pot răspunde aceste întrebări. Putem solicita acest punct de vedere în speță domnului primar care cu... Sau poate ne spune domnul primar. Va delega către cineva de la GSV să ne răspund. Deci ne pot spune colegii... Asta putem să întrebăm, pentru că dumneavoastră de fiecare dată a spus că este vina AGA, că problemele sunt în anumite societăți. În momentul de față, reprezentanții AGA Lărgită vă întreabă niște lucruri legate de societate din subordinea Consiliului Local. Bine a spus, este în subordinea Consiliului Local. Aveți reprezentanța ai Consiliului Local să vă răspundă. Răspundeți, frate. Perfect răspunsul meu, primar. Chiar este sub comanda noastră. Dar dragii consilieri municipali, cei care veți mai fi sau cum mai fi în cadrul acestui consiliu local, nu o să mai fi. În perioada acestui, eu sunt locul 1, nu asta am văzut este cu 14 de ori. Am văzut că consiliul local este cea mai importantă. Și vreau să vă aduc la cunoștință că în mandatul viitor, să știți s-au abordat lucrurile, că sunteți foarte importanți și răspundători totodată. Domnul coleg, n-au nicio vină ce mi-a zis să le răspund. Sunt oameni așa cum este și domnul director de la bază. Sunt doar victime. Da, ideea este că haideți. Cei de la GSR, nu știu, cine a acționat în judecată primăria, angajații sau GSR-ul? Nu vreți să răspundem la acest întrebare? Nu vreți sau nu știți? Păi, dar nu e un secret să ne spuneți. Excede discuției de acum. Sunteți executiv și noi suntem deliberativi. Sunteți. Urmare. Sunteți. Ați fost. Nu veți mai fi. Discutăm astăzi. Nu puteți să spuneți că am fost. Noi faceți, da, faceți o adresă în scris și vă vom răspunde la fel. Cu subiect și predicat. Da. Alte intervenții mai sunt la acest punct? Oricum v-ați găsit un loc de păzar. Alte intervenții mai sunt? Domnule, dacă aveți discuții personale cu domnul Stanciu, discutați-le în afara ședințelor de consiliu. Haideți să trecem la vot atunci. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Două. Trei.
Pentru că nu ne-a răspuns domnul primar. Da. PP 23 cu 3 voturi, pardon, cu 3 abțineri. Are loc revin la același subiect. 1.200.000 de lei sunt totuși foarte pe comunitatea noastră. Cu siguranță. Val foarte mult. Bun. Proiect de hotărâre numărul 24. Privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul numărul 38.035 din 25.09.2015. Raportul Comisiei de Servicii Publice, Muncă și Protecție Socială. Vă rog să faceți liniște. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Discuții legate de acest punct. Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi. Punctul 24 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 25. Privind acordarea unui sprijin financiar asociației de proprietari, asociațiilor de proprietari din municipiul Giurgiu în vederea igienizării subsolurilor. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Raportul Comisiei de Servicii Publice. Mulțumim. Intervenții. Poftiți, domnul Spoia. Deci, aici, domnul primar, e vorba de conjugarea de urmează să se cheltuiască sau pot să cheltuiți acești bani? Urmează. Este sigur? Aprobarea sprijine? Da, urmează să cheltuie acești bani. Urmează să, urmează să plătească. A, deci, pentru plătit înseamnă cheltuit. Deci, în general, au fost efectuate aceste... Da, lucrurile sunt efectuate. Și am înțeles. S-a aprobat recintă și urmează a fi achitate. Care este suma totală pe care Consiliul Local a aprobat-o pe această categorie de lucrări? Anul ăsta mi se pare că... Nu, nu, nu. De total. Un an și un pic. Adică pe 2015-2016. Nu știu, vreo 60 de nu, nu. Până în 30. Inclusiv asta? 27. 27 de miliarde plus asta. Adică 29.500. 27-28.500. Da, da. Bun, alte intervenții. Aici, la lucrările acestea, domnul primar, s-au fost confirmate, executate, de cine au fost făcute de... E o procedură. E o procedură și se respectă. Este al șaptelea, al optulea sprijin pe care îl acordăm. S-a respectat aceeași procedură la fiecare. Este identic cu toate celelalte care le-ați votat. E greu să vă spun. Haideți să facem liniște. Alte intervenții. Mulțumit de răspuns, da, domnule. Da? Alte intervenții. Dacă nu sunt, supune la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi. Punctul 25 a fost aprobat. Punctul 26. Haideți să facem liniște, să trecem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru elaborarea documentației tehnico-economice pentru realizarea parcării adiacente blocului de locuințe, zona blocuri H2, H3. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Mulțumesc. Discuții pe acest punct. Un singur lucru aș vrea să vă spun. Să știți că s-au corectat toate greșelile gramaticale. Am verificat, domnul primar, cunoaștem. Gramaticale. Domnul primar, putea să ne faceți atenție inițial când erau greșeli, dacă nu, doar gramaticale. Alte greșeli n-au fost. Au fost și de altă natură. Haideți să nu intrăm în detalii. Nu, eu am vrut să vă spun că nu am făcut alte corecții. Domnul primar, au fost și de altă natură. Asumați-vă problema. Nu, altă natură politică. Poftiți, domnul. Eu mi le-am asumat. Nu știu dacă dumneavoastră vi le asumați. De ce nu vreți dumneavoastră să ducem ședința asta în afara normalității? Vai de mine, vai de mine. Ce responsabil ați devenit, domnule președinte, de la o vreme, de când v-ați văzut locul pe... numele pe locul, pe lista partidului. Ce responsabil ați devenit? Îmi spuneți când ați terminat? Sfântul Brâncoveni și nu trebuia să scrie Sfinții Brâncoveni. Domnul, greșeli gramaticale sunt acele care creează dezacorduri. Alea sunt greșeli de ortografie. Domnule, adevărul că în Consiliul Local se pot da lecții și de altă natură decât cele administrative. Haideți, domnul vice. Domnule președinte, domnule, dați-mi voie să aduc discuția într-un registru serios. Pentru că ce portăm noi aici sunt lucruri serioase. Cu siguranță.
pentru că vor urma mai multe proiecte de hotărâre pe aceeași temă, lucru care a mai fost dezbătut, dacă nu mă înșel memoria, pe două ori de noi. Da. Vreau să vorbesc numai la acest proiect de hotărâre, urmând ca ceea ce spun acum, să considerați pe valorii pentru celelalte. S-au făcut, într-adevăr, toate corectările solicitate, împreună cu serviciul tehnic și cu cel care a elaborat studiile. Așa ca o paranteză, greșelile gramaticale nu s-au corectat, posibil are și acum. Deci la acorduri sunt foarte multe, dar nu cred că asta analizăm aici. Problema. Tabelele greșite au fost scrise cum trebuie, au fost înlocuite, profeste și așa mai departe. În momentul de față, eu, unul dintre cei care m-am opus aprobării acestor proiecte de hotărâre, nu mai am argumente să mă opun. Deci vă spun de acum, voi vota pentru. Atât. Mulțumesc. Mulțumim, domnul vice. Alte intervenții. Poftiți, domnul Bărănea. Nu, domnul Bărănea, poftiți. Da. Ce am sesizat? Ce? Da. Din păcate, eu n-am participat la comisie. În raportul de specialitate, la punctul 4, reglementări legale incidente, ar fi bine dacă s-ar clarifica aici și acum, dacă articolul 1, alineatul 3, deci articolul 1, litera B din HGR 28, pe 2008, privind aprobarea conținutului cadrului documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice și are caracter. Ei, caracterul ăsta nu-i clarificat. Normativ individual, fiind, nefiind, supus prevederilor legii. Trebuie clarificat, că altfel dăm ocazie unei interpretări, da, unei contestații sau caracterul. Bun. Deci dacă are caracter normativ, atunci intervine o problemă. Dacă nu are, atunci e ok și nu mai ne temem de nimic. Cine poate să ne dea? Domnul Vladul a semnat, dar nu mai... Domnul Vladul. Și dumneavoastră nu știți ce a semnat domnul Vladul? Nu știu. Dacă are caracter normativ, ar fi fost nevoie de dezbatere publică. Așa cum întâmplător am văzut și la televizor că am și o școală asta televizionică. Telecum? Am. Televizionică? Bun. Haideți să-l ascultăm pe domnul Bărănea. Eu atât am avut. Am văzut că totuși e o chestie tehnică și poate să ne spună domnul Andrei. Vă rog să faceți liniște. Haideți să depășim momentul. Nu fie, m-am zis să nu fie probleme după. Bun. Ne poate explica cineva? Domnul, greșelile de formă se pot îndrepta. Cele de fond sunt... Asta nu prea e de formă. Formă. E de fond? E și de formă, și de fond. Bun. Haideți, domnul secretar, intervenție. Nu are caracter normativ, altfel a fost supus în 52 procedurile de... E în regulă, dar să se modifice, modifice acolo. Să se consemne, da. Să se consemneze, da. Bun, alte intervenții. Poftiți, domnul Stan. Haideți să menținem nota. Eu aș
vrea să intervin legat de problema care a fost mediatizată excesiv în Giurgiu și l-aș ruga pe domnul primar să tipărească flyere și să facă de data asta lista onoarei pentru cei care votează aceste proiecte. Nu voi tipări flyere, voi tipări fraiere. Asta este. Dar eu le spun altfel la acest lucru. Le spun altfel, nu flyere, le spun flyere. Așa le spune omul din zona unde... Nu e nimic la persoana dumneavoastră, să nu credeți. Așa este expresia mea. Da? Cred că Giurgiuvenii au înțeles despre ce este vorba. Domnul președinte. Da, domnul Modin. Eu am votat aceste proiecte de fiecare dată, dar n-am apărut prietenii. Cum ai fost să facă cineva titlul de bărere? Nici măcar un ziar. Până acolo în articolul respectiv, că n-au fost de acord cu filierii PNL, alte și nu mai știu unde. Așa. Dar de Ionel Dino de la Mișcarea Populară n-a spus absolut nimeni că a fost de acord. Asta înseamnă că domnul primar nu are nimic. Se pare că a fost o manipulare și o presiune. Tot a PSD-ului, că tot presa PSD-ului a făcut de așa natură, încât să nu se acorde titlul de glorie și nici pentru Populară și mai PSD-ului. Dar nu, auziți, domnul primar, nici măcar să vă cere scuze consilierilor pentru că am identificat niște probleme și vi le-ați însușit. Domnul Dinu, dumneavoastră, în tot acest timp, ați făcut parte din Mișcarea Populară? Nu, astea sunt discuții care se fac la un partid. Dumneavoastră a făcut parte legal de Mișcarea Populară? Eu, cum se cuvine, trebuie să vă răspund, asta e viața. Conform așa cum și dumneavoastră ați beneficiat ordonanța 55, am beneficiat și eu, domnul primar, ca și colegii dumneavoastră, consilierii locali. Eu am făcut totdeauna parte dintr-o mișcare. Dar asta e o mișcare pe care numai eu pot să o știu. Revin cu întrebarea. Nu considerați... Haideți să facem liniște. Domnul primar, nu considerați că ar fi momentul să vă cereți scuze pentru faptul că ne-ați demitat? Da, domnule consilier. Când vă veți cere scuze oamenilor din cartierele respective și v-ați dus acolo și v-ați dus și v-ați spus cenușă în cap că n-ați venit nicio vină. Faptul că nu s-a votat locurile de joacă, că nu s-au votat terenurile de sport, atunci voi face și un lucru public. Una dumneavoastră răspundeți de alta. V-am întrebat dacă nu considerați că este oportun să vă cere scuze în fața colegilor consilieri pentru faptul că ne-ați denigrat în fața giurgiuvenilor, ca am fi noi împotriva dezvoltării orașului. V-am demonstrat că acolo sunt probleme, în proiectele respective erau greșeli, v-am cerut să le modificați, le-ați modificat, deci vi le-ați însușit și au fost trecute din nou prin comisii. Nu au fost trecute cu nicio comisie. Au fost trecute prin comisii? Au fost trecute comisiile, sunt doar acelea... Prin comisii, toată lumea știe treaba asta. Bun, haideți să trecem mai departe. Intervenții pe acest punct. Stați că mai sunt mâini ridicate, vă rog, mult de tot. Cred că nu este oportun, partea domnului primar să-și ia scuze. Este moral să facă acest lucru. Corect. Poftiți. Domnule președinte, vin rugămintea către dumneavoastră să avem intervenții pe proiectele de hotărâre pe care le avem în ordinea de zi, iar după ședință, dacă vreți să ne facem campanie, să o facem. Nu aici. Da. Pentru că presa o să cam ciuntească din intervenția voastră atunci când nu sunt de partea legate de domnul Dinu. Pe care le avem. Ci pierdem și timp. Da. Mulțumesc. Mulțumesc. Alte intervenții. Deci, aici totuși trebuie rămânite. Au fost sau nu au fost făcute intervenții consistente pe materialul... Au fost, bineînțeles. Erau greșite suprafețe, erau greșite adrese. Au fost modificate toate aceste cele. Pe care domnul Barcu vrea să le aprobăm la așa, cu forma aia. Nu, în orice caz, cetățenii din Giurgiu vor înțelege că, aprobându-le acum, cu modificările care au fost în materialele respective, Consiliul nu are nimic cu dezvoltarea orașului. Haideți să trecem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi, punctul 26 a fost aprobat. Punctul 27. Proiect de hotărâre privind
Aprobarea documentației tehnico-economice pentru elaborarea documentației tehnico-economice pentru realizarea parcării adiacente blocurilor de locuințe, zona blocuri L5E1. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Mulțumesc. Intervenții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi. Punctul 27 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 28 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru elaborarea documentației tehnico-economice pentru realizarea parcării adiacente blocurilor de locuințe, zona blocuri L3-L4. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Intervenții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi. Punctul 28 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru elaborarea documentației tehnico-economice pentru realizarea parcării adiacente blocurilor de locuințe, zona Biserica Sfinții Martiri Brâncoveni. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Mulțumesc. Intervenții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Este cineva împotrivă? Liniște, vă rog. Se abține cineva? Biserica Sfinții Brâncoveni. Nu sunt martiri. Unde, domnule, acum scrie martir? Domnule, în proiect scrie fără martir. Bun. Nu sunt martiri, deci, acum. Punctul 29, haide să nu ducem în teritoriu. A fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 30. Privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru elaborarea documentației tehnico-economică pentru realizarea parcării adiacente blocurilor de locuințe, zona blocuri E3P1, grădinița numărul 9. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Mulțumesc. Intervenții. Poftiți. Domnul primar, cam când vedeți realitatea acestei parte? N-au văzut, vă dați seama. Exact cum au dorit consilierii. Nu în acest domnul mandat, primar, în următorul. La subiect, vă rog frumos. La chiar, subiect. Domnule, chiar n-aveți un pic de respect, de demnitate personală. Știu că n-aveți, că pe ăsta vă e felul, dar chiar n-aveți un pic de respect pentru... Dacă vreți să puneți problema așa, închideți microfonul. Adică, mă bucur de un singur lucru. De care că în următorul mandat dă sau anumite, de un singur sau de un singur? De câte vreți dumneavoastră. Vom avea parte de un consiliu responsabil și oamenii care și de un primar responsabil, evident. Și de un primar responsabil. O să-l aveți. Bun, dumneavoastră nu sunteți președinte, când veți fi, vă rog cum o să bun. Vă rog să mă anunțați când terminați intervenția. Să poate și ceva. Dar intervenția... Chiar a pe ceva că s-a terminat. Și ce rost ai cipunat? E moral? Vorbesc toți, dacă vreți. Și moral, dar această intervenția dumneavoastră e șoc pe el. Cam așa e această intervenție. Ca două rățuși pe spune. Bun. Mai sunt intervenții? Nu, dar n-am primit totuși. Ce n-ați primit? E interzis în perioada asta să primiți. Domnul Marcu, dați un răspuns care să nu-i fie cu indicație politică. Dacă puteți. Nu. Domnul nu e tehnic, este economist. Este singurul economist pe lista PNL-ului. Altul nu mai aveți. Și este la locul, e la numărul 13. Ghinion. Cum o spun unii. Cum o spun ghinion. Asta este. Domnul, se transmit oamenilor pentru că asta este. Fără cum. Au întârziat 3 luni de zile consilierii aprobarea. În acest moment, în 3 luni de zile, se vor face aceste parcări. Mai mult nu pot să. De zile, nu de zile. De da, zile. Da. Că e pe dat. Da. Bun, alte intervenții mai sunt? Deci, nu, că sunt și de nou. Deci aici urmează procedura de licitație. Deci. Ați intuit bine. Alte intervenții. Alte intervenții. Nu mai sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Ce mai votați? Le-ați votat pe asta. Au fost votat. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de vot. Proiect de hotărâre numărul 31. Privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru elaborarea documentației tehnico-economice pentru realizarea parcării adiacente blocurilor de locuințe, zona blocuri P1-P2,
Raportul Comisiei Buget Finanțe. Mulțumesc. Intervenții, dacă sunt. Dacă nu sunt, trecem mai departe. Doamna Ciulac. Doamna Ciulac, vedeți că ați oprit dezbaterea proiectului. Bun. Supunem la vot cine este pentru. Mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Doamna Ciulacu, vă rog frumos. Țineți, doamna Ciulacu. Unanimitate de voturi. Aia era pita. Da. Dar mai devreme trebuia să interveniți la asta. Proiect de hotărâre numărul 32. Privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru elaborarea documentației tehnico-economică pentru realizarea parcării adiacente blocurilor de locuințe, zona blocului 18/613. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Mulțumesc. Intervenție. Poftiți. Ați văzut documentația precedentă aici. Ce a intervenit la această documentație? A intervenit la cifra 18. Domnule, nu m-a provocat, domnul director. A intervenit mult mai multe. Deci n-ați fost la comisie și nu știți. Dânsul este directorul direcției. S-a pagina. Este directorul direcției și chiar, nu e de comisie, este de elaborare. Era lipsă un 18, era 18 pe 63. Numai 18? Bun, puteți să dați explicații, domnul director? Știți de ce? Știți de ce se întâmplă aceste lucruri, domnilor? Pentru că așa este sistemul nostru legislativ. Viceprimarul este și executiv și legislativ. Și dacă nu-și asumă răspunderea în executiv, în executiv vine în legislativ și aduce argumente. Este cel mai urât lucru. Atât timp cât muncești într-un loc și trebuie și semnezi pe acel document, îl semnezi ca document, ca executiv și vii în legislativ și spui că nu e bun. Păi mi se pare anormal ca luna trecută, domnul viceprimar Popazu, să dea avizul și să zică e ok și după aia în comisie să spună nu, că a fost politic. Și acum la fel spune același lucru. Domnule Popazu, ce sunteți acum? Executiv sau legislativ? Dar nu vreți să discutați după ședință? Păi nu, discut acum. Pentru că nu mi se pare normal să fii în două funcții și să fii într-o parte, să fii într-o parte să spui că e neagră și dincolo în executiv să fie albă. Aici nu înțeleg. Nu o să înțeleg niciodată că în legislativ. Bine, în executiv. Este legal. Da, așa, da. E legal, dar nu mi se pare ca mentalitate de lucru. De ce n-a schimbat legea, domnule, că partidul din care faceți parte au fost 4 ani la lucru. Știi că în codul administrativ se schimbă. În nou cod administrativ se schimbă. Pentru că nu e normal. Nu e normal. Nu e normal ca un primar să aibă doi viceprimari care îi bagă bețe în roată. Nu e normal. Adică dacă nu îi bagă bețe în roată în executiv, când lucrează și ia salariul de acolo, de ce îi bagă bețe în roată în legislativ când vine în ședință? Asta nu o să înțeleg. Domnul nu a fost domnificare. Trebuia prin... Deci domnul Vladu nu mai este de două luni. Toate prerogativele sau au parte din prerogativ, dar acestea la direcția de dezvoltare are domnul Popazu drept de semnătură și de verificare. De ce a fost nevoie luna trecută? Că a stat o lună. Domnul Vladu a plecat în martie. În aprilie au fost ședința de Consiliu. De ce nu a făcut? Că era în competența dumnealui. O lună de zile a stat acel document în competența dumnealui. A venit în ședința de Consiliu și a zis nu votez că eu sunt greșel. Păi când a votat consilierul Popazu că sunt greșeli, dar viceprimarul Popazu care este executiv n-a făcut același lucru. Când a fost bun, domnul viceprimar, și acum spune același lucru. Deci asta nu o să înțeleg niciodată. Când discutăm, când suntem albi, când suntem negru. Când vine Ponta, Roșia Montana, guvernul României, funcționarea de parlament pe ceva. În calitate de consilier. Da, da, vă rog, vă rog. În calitate de Popazu, care s-a luat. Corect. Îmi pare rău că ședința a fost ușor deturnată. De la lucrurile serioase pe care le-am analizat, la capacitatea mea de a mă dedubla când consider când executiv.
intervenția mea de mai devreme, s-a adevărat faptului că la analiza din comisie, de acum 4 zile, colegii mei sunt prezente aici, nu a participat domnul director de la direcția respectivă și a fost altcineva prezent și a susținut proiectul. Altcineva știe ce s-a modificat în acele proiecte. Domnul director nu are cum să știe că n-a fost prezent la comisie. Repet ce am spus. Toate greșelile pentru care n-am votat până acum au fost corectate. Lucrurile au fost reanalizate în comisie și au fost aprobate. Ca să revin la ce zis domn primar prima oară, greșelile de gramatică nu s-au corectat. Sunt acolo, la locul lor. Dar nu de alea discutăm acum. Da? Ca atare, am spus de la început de jur că voi vota aceste proiecte și în continuare, dacă mai sunt, le voi vota. Acum putem să continuăm. Sunt consilier pentru următoarea jumătate oră, aproape sau oră. Da, mulțumim. Alte intervenții? Poftiți, domnul Spăiat. Domnul primar, eu aici am înțeles că totuși au fost niște greșeli de vot. Nu s-a referit doar cu o cifră, adică n-a fost doar cu o chestie de interpretare sau doar de gramatică. Și în condițiile astea, sigur, s-au modificat. Eu acum să vă mai zic o treabă de procedură care există la toate partide. Acela de a discuta materialul una, numai să-l discutați în execuție, în momentul în care vin la partide, se discută subiectul respectiv. Și dacă se găsesc inadvertențe, se stabilește ceva, sigur, în momentul ăla, e obligat inclusiv viceprimarul să aibă o poziție care s-ar putea să fie și ilogică sau cumva în legătură. Da. Mulțumesc, domnul consilier, că m-ați apărat. Dar nu e cazul. Nu, dar nu are nicio legătură, domnul. Nu are nicio legătură cu cele și numai. Dacă vreți să vedeți ce corecturi s-au făcut, veniți la neînfășință și vă vedeți. Acum credeți-mă. Păi nu, dar am zis că s-au făcut corecturi. S-au făcut, da. De fond. De fond. Dar nu formale. Da, domnul, da. Și am discutat și aseară. Ce mă mai... Mai sunt intervenții? Dacă nu mai sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi, punctul 32 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru sistem de irigații ansamblul 240, garsoniere ICMU. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi. Punctul 33 a fost aprobat. Punctul 34. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Giurgiu a unei clădiri situate în șoseaua București, numărul 57. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Mulțumesc. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Dacă nu sunt, supune la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi. Punctul 34 a fost aprobat. Punctul 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru sistem de monitorizare și supraveghere video, parcări ansamblu 240 garsoniere. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Mulțumesc. Intervenție. Domnul Spoiar. De lucrurile alea, aici la sistemul de supraveghere a fost discutat că se va face la nivel de oraș. Că să aveți un proiect în oraș. Să procedeze compact, să fac o licitație la sistemul de supraveghere pe cartiere și în oraș. Ce s-a întâmplat cu sistemul ăsta? Este aceeași răspuns care vi l-am dat și în urmă cu o lună de zile, exact pe aceeași temă, exact la același punct. Acela este un proiect cu finanțare europeană. Și privește zone, privesc zonele din oraș unde factorii de decizie și factorii de asigurare a ordinei și liniștei publice ne-au comunicat că trebuie să realizăm acest lucru. În speță, poliția locală, poliția județeană, jandarmeria. Și intrările în oraș, zonele mai fierbinți, intersecții, deci nu intrăm în amănunt în cartier. Acel proiect european este doar pentru a asigura un oraș sigur, dar în zona aceasta. Ce fază este? Lucrăm la studiu de fezabilitate. Deci el va fi finanțat pe axa 4.1,
dezvoltare durabilă pe programul operațional regional 2014-2020. Onor acest fostul guvern, Ponta a spus că în februarie o să lanseze ghidul. Acest guvern schimbă ministru și nu o să lanseze nici pe la toamnă. Cam asta este faza. Mulțumim. Da. Intervenții mai sunt? Nu. Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi? Domnul președinte, o singură întrebare am și eu. O singură întrebare. Ce cusură a avut acest Consiliu că nu l-a aprobat de două luni de zile și nu s-a modificat nimic și nici n-a trecut prin comisia? N-a trecut, e același proiect care a fost modificarea statului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016. Dar de ce nu l-ați aprobat două luni? Asta vă întreb. Haideți, lăsați-ne. Deci, proiect de hotărâre privind rectificarea statului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 a societății juridice de servicii locale și al listei de investiții. Vorbim toți? Am un... Nu. După, lăsați, după ședință, că nu mai are. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Mulțumesc. Discuții. Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi. Punctul 36 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 37 privind avizarea desfășurării de către operatorul de transport SC Smaranda SRL Giurgiu a activității conexe transportului rutier, respectiv activitatea de autogară. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Raportul Comisiei de Servicii Publice, Muncă și Protecție Socială. Raportul Comisiei de Urbanism și Amenajare Teritoriu. Discuții. Domnul președinte, poftiți. Eu vreau să intervin, fiindcă acestea sunt cele două puncte pe care eu am vrut să mă pronunț, să mă exprim și să facem comparație cu punctul 37 și 38. Domnul Spuia, fiindcă dumneavoastră aveți scris proiectul de hotărâre, vă rog să-mi dați punctul 37 și 38. Da, poftiți. Și celelalte sunt constrânse prin, nu vreau să mă exprim vis-a-vis de oamenii care lucrează în primărie sau de aparatul propriu, și am să adun la cunoștință următoare de greșeli care s-au făcut, și nu reconsidere greșeli în momentul ăsta. Deci aș vrea să vedeți subsidiarul proiectului de hotărâre, unde există hotărârea. Deci, la 10 Maranda, în subsidiar, hotărăște, avizat înființarea, desfășurarea de hotărârea de transport, Maranda Serenciului, activități conexe transportul rutier, respectiv activitate de autogar. În municipiul Giurgiu, Bulevardul Cetării numărul 5. În bază unui program de transport, da? Prezenta hotărâre se face comunicat de instituției prefectului de Giurgiu, în vederea exercitării controlului privind legalitatea. Primarul municipiului Giurgiu, Direcția Servicii Publice, Servicii Administrative, etc., etc. Da. Și mergem la celălalt proiect de hotărâre. Și o să vedeți ce hotărăște. Se avizează înființarea, atenție, desfășurarea de pe operatorul transport 10 Manix Service Autoservice București, activității conexe, transportul rutier, respectiv activitatea de autogar. În municipiul Giurgiu, strada Acterii numărul 111. Da? Și mergem mai departe, spunea prezenta hotărârea că se va comunica instituției prefectului județului Giurgiu în vederea exercitării controlului preventiv de legalitate. Primarul municipiului Giurgiu, Direcției Servicii de Servicii Publice, așa. Dar, totodată, obligă pe 10 mani să ia avizul și de la Poliția Rutieră, lucru pe care nu-l face și pentru Smaranda SRL. Ba da, este menționat la articolul 1 din hotărârea. Articolul 1.
La SECF Maranda, nu știu ce interese se ascunde în spatele acestei societăți și vă spun de ce, domnul președinte și stimați colegi și stimate televiziuni care trebuie să transmiteți în mod public să transmiteți cetățenilor din municipiul Giurgiu. O să vedeți câte intervenții a fost pentru SECF Maranda SRL, că au venit în expunerea de motive și Consiliul Județean, și societatea care a câștigat sau a cumpărat suprafața de teren sau a fost autogradă. Iar pentru SECE Mani nu s-a făcut scrisoare de intervenție pentru acordarea vizului, toată SECE Mani. Iar pentru cealaltă societate a intervenit toate societățile, inclusiv instituția Consiliului Județean, prin directorul la Direcția de Drum. Ce adică trai tu? Nu taci din gură. Și o pupă de învățământ. Vezi de treaba ta, mă. Tu ai grijă. Vă rog frumos să nu transformați în cifre. Tu ai grijă. Spune așa, se ce Maranda face? Lăsați, domnule, să facem intervenția. Vreți să intervenți? Păi... Nu, domnul Dinu, mențineți nivelul corect. Există o adresă din partea Maranda SRL pentru acele avizuri de funcționare? Există. O adresă din partea Consiliului Județean și nu știu de ce, către primăria. Și spune, doamne, acum... Ordiciodată. Da, se susține pe SECE Smaralda, că autocar a fost acolo. Și mai bine subsidiat cu niște scâmpeni, Consiliul Județean și... Vă cer scuze față de domnul director, probabil că n-are dactatul dânsul, doar a semnat ca primarul, domnul Matescu. Dumne, dar ce problemă are domnul Matescu cu această avizare? Ce are dânsul? Multe, domnul consilier, multe. Domnul Spiritu, ați primit intervenția. Domnul, vă rog frumos să vă cer scuze. Domnul Dinu, continuați intervenția. Și mai spune domnul director de la Direcția de Drumuri că au mai participat încă trei societăți care dețin autogări în Giurgiu. Vreau să știu și eu care sunt acele autogări. Fiindcă societățile care au câștigat prin licitație aceste transporturi interjudețean și județean a menționat în oferta respectivă că cap de linie este autogarea Giurgiu SECE Mani. Dar e condiție pentru licențiere de traseu. Bun. Și atunci, de ce domnul director Matescu de la... O să am o discuție personală cu dânsul, vă spun pe tema asta. Da, de ce susține că au mai fost invocate încă două societăți care aveau cap de linie autogării municipiului Giurgiu? Să ne spună și eu care sunt aceste societăți care dețin autogării municipiului Giurgiu. Bine, autogări pot fi enumărate. Mie mi se pare că ceva este neregulă. Suspicios. Eu personal nu suspectez acest proiect de hotărâre 37. Nu știu ce faceți dumneavoastră. Eu personal am să votez că mi se pare că stau ascuns lucruri care nu sunt ortodoxe. Nu numai ortodoxe. Oameni buni, hai să vă spun un singur lucru și să le fie rușine celor care s-au ocupat să facă prânci unei familii din municipiul Giurgiu care își crește copiii și nepoții, să le ia domeniul de activitate și să-i lasă în stradă. Și nu fac altceva decât să le goace buzunarele și conturile altor societăți comerciale. Adică știți ce se ascunde în toată treaba asta? Această societate, SECE Smaranda, nu face altceva decât prin adresele care o să le facă prin Ministerul Transporturilor și, în consecință, transportul interjudețean și județean să fie răscos la licitație din nou și unde va participa și această SECE Smaranda. Vă mulțumesc mult! Bun, mulțumesc, domnul Dinu. Stați mă o secundă, domnul primar. Am o întrebare la juridic. Există cadrul legal care să permită solicitarea acestui aviz de la poliția rutieră? Dați-mi voie să vă explic tot acolo. Tot și la Smaranda, de ce nu este... Deci, dați-mi voie să vă explic de-a capul al fi. Doamna de la Manic a venit în luna februarie. Ne-a spus că nu poate să fie cel de acolo, că dată judecată, că nu știu ce. Știți problema? În luna martie a venit... Doamnă, vă rog frumos să întreceți ședința de Consiliu, ați în calitate de invitat, v-am dat acest drept să intrați.
Pentru că eu vreau să-i dau cuvântul. Nu mai pot să-i dau cuvântul. Doamne, puteți să-i dați, am dat acceptul, dar nu poate să vină să ne certăm. E dreptul dumneavoastră, doamne, e dreptul dumneavoastră, lăsați-mă să vorbesc, explic care... Explic ce ai discutat, restul consilierii vor vota, nu mai fac nicio intervenție. Vreau să explic, să explic cronologic. Din acel moment eu nu voi mai face nicio cea mai mică discuție pe aceste teme, nici pe prima, nici pe a doua. Dar vreau să explic exact cronologic. În lu- deci în luna februarie, în luna martie, doamna de la Manic a venit cu o solicitare. Și pe același motiv, la momentul respectiv, nu s-a acordat. În acest moment, am considerat, pentru că văzând și adresa Consiliului Județean și de la Autoritatea de Transport, am considerat să le dăm șanse egale la amândouă. Nu ține de noi acordarea licenței, ține de, noi dăm doar avizul de funcționare. Ține de operatorul care gestionează acest lucru. Asta înseamnă Consiliul Județean eliberează licența. Autoritatea rutieră eliberează. Licența e altă treabă. Nu sunteți greșit. Bun. Nu Consiliul Județean eliberează acea licență de autogar. Acum. Autogara existentă, care este și acum la fost autogară și de cât timp există acolo a fost autogară, are autorizațiile de funcționare. Pentru că s-a constituit pe un teren cu altă destinație și clădiri decât cele de autogară, pentru autorizația de funcționare are una nevoie de aviz de la serviciu circulație de coordonare a traficului, nu altceva. Doamne, păi dar nu, ca să vă dăm aviz... Are cadrul legal, domnule. Cadrul legal înseamnă... Doamna a schimbat. Nu. Destinația acelui spațiu. Acelui spațiu. Doamna, nu, doamnă, dumneavoastră, spațiul respectiv, ca ce a fost, ca ce, eu știu, pentru ce spațiu a fost aprobat, pentru ce destinație, doamnă, deci terenul respectiv, spațiul respectiv a fost cu destinație spălătorie și alte lucruri. Acum se face autogară. Pentru acest lucru trebuie o autorizație, un aviz de schimbare de destinație. Pentru acest aviz de schimbare de destinație. Doamnă, n-ați înțeles. Ca să vă dau aviz de funcționare, trebuie să spațiul respectiv să fie autorizat de serviciu urbanist pentru stație de autobuz. Eu asta vă spun. Nu, doamne, e lege de muncă. Doamne, explicați-le oamenilor ăsta. Dacă vrei să faci altceva într-o casă și ați avut o casă de locuit și vrei să o faci hotel, trebuie să iei alt aviz la primărie. Eu asta vă spun. Deci pentru acest lucru, doamne, pentru acest lucru, nu m-ați înțeles. Nu vă condiționez. Bun. Restați o secundă. Domnule, de ce societatea Sece Marinda a fost băgată prin purcile caudine ale poliției, iar societatea Smaranda nu? Manicu, de ce? Ce dați vă? Ce dați vă aceeași activitate? Vreau să vă să fac diferențe. Într-un spațiu autorizat. Domnule Dinu, într-un spațiu autorizat. Ne legăm să arsim la aceste nelecuri. Domnul primar. Și la încălcăm de lec. Doamna Spiriș, lăsați. Doamna Spiriș. Vă rog mult de tot, lăsați pe domnul. Să luați aceste societăți și ultima oare pe care parcă încearcă să respir ca să supraviețuiască. Domnilor, păstrăvațiile a titlului în două, domnilor. Domnul primar, dar ce este taina spusă a dumneavoastră? Asta-i taina spusă a dumneavoastră. Ca să credeți cum duce caudina ale poliției, vă doamne de păstrăvață, vă manic, iar ce vă dați să duceți la mâncă? Domnul Dinu, închideți discuția. Domnul secretar, vă rog să răspundeți. Să răspundeți la întrebare. Domnul Dinu. Gândiți-vă că am fost înaintea tuturor de aici. Domnul Dinu. Și pe o funcție foarte importantă. A doilea om din județ, nu primar de juriu. Bun. Domnul secretar, vă rog să ne spuneți dacă există cadrul legal să solicităm pentru un astfel de aviz, aviz de la Poliția Rutieră. Nu. Au vrut să fac. Dacă v-ați pronunțat, nu. Înseamnă că nu, da? Doamna Spiriș, lăsați-mi pe domnul secretar să răspundă. Deci, pentru orice act administrativ care implică
o problemă de circulație, de trafic, de intrare în trafic, trebuie să cerem avizul poliției, așa cum poliția ne-a stat să n-am terminat domnul. Deci cum poliția ne-a sesizat pentru strada gării că sunt probleme și la vremea respectivă n-am cerut aviz. De ce să avem probleme ulterioare cu poliția? Am dat noi avize la locarea pe strada gării. Haideți să nu dăm în alte locuri. Nu, domnul aviz. Cu tot respectul, nu are nicio relație. Indiferent ce este eu pe dumneavoastră, tot vă respect și am să vă iubesc toată viața mea. Dar atenție ce vă spun. De ce? Pentru Sece Maric, într-un fel, și pentru senzaționarea Smaranda, are legătură cu cazurile de călătorie cumva gratuite? Nu, să schimba societatea. Atenție că autovera nu mai deține, nu mai deține aceeași din societate. Vrea să o preia cineva prin intruziune brutală și prin forță. Domnul Dino, da? Deci pentru CFR 5 există aviz de la poliție de 100 de ani. Acolo se circulă, e autogara. Pentru o anumită societate. Pentru o anumită societate. Discutăm de un aviz. Discutăm de un aviz pe care administrația locală care are nimeni. Să transmiți dreptul de proprietate către o altă firmă. Nu rămâne destinația pe bază. Da, logic. Nu mai rămâne destinația pe bază. O aveți voi ca persoană, așa că am fost autogara. Domnul Dino, să discuțiile. Domnul Dino. Oricum nu ne-a spus cadrul nostru ăsta, de-a te explica că s-ar putea să recepte poliția. Nu are jurele noastre. Spuneți. Domnul președinte, amintiți-i domnului primar și domnului secretar Roșu, când și domnului director, domnul Trestariu ne-a zis executat că totul victimă ieșită în sudat. Amintiți-i că acum 3 ani am avut o luptă cu dânsii pentru că au binevoit să dea aviz de funcționare stație, îmbarcare, debarcare, în sus la gara, acolo, pe alea CFR, da? Și eu am foarte multe filmări, deci erau să se întâmple foarte multe accidente. Eu am un dosar cu atâtea adrese către domnul primar, în care solicitam să le suspende acea îmbarcare, debarcare, care de fapt o transformase în autogară, pentru că autogara este pe drum. Și azi mi-a dat răspuns că nu se poate, că e dreptul lor. Care de ce n-ați mers în instanță, doamnă, dacă v-ați considerat lezată? De ce n-ați mers în instanță? Nu trebuie să credeți în lege, doamnă. Doamnă, legea e mai presus și de cunoștința față de mine și de legea e mai importantă decât toate. Nu mai puțin, vă rog. Deci tot știți de unde de partea tot scandalul? Eu nu mi-am dat seama că domnul primar iubește așa de tare firma aceasta, Smaranda. Și am făcut creșala. Am făcut creșala pe nou atunci. Eu nu de-aia pe mic ca să nu-i dați aviz de funcționare lui Smaranda atunci, pe data de 9. Eu am venit să fac la cunoștință că acel spațiu este în litigiu pentru că ei m-au executat. Știți ce înseamnă execuție? Execuție. Am înțeles. Și eu am venit să fac la cunoștință că acel spațiu este în litigiu și să-mi dați acest drept să mă apăr în instanță. Da? Eu nu am venit cu Smaranda și nici cu liber trans. Dar de fapt Smaranda este liber trans. Eu am făcut greșeala, deci știți că doare sufletul. Doamne, nu mai pierdeți timpul să ne explicați, să știe toată lumea că este vorba de același patru. Și am exprimat în ședință că, de fapt, domnii consilieri, să știți că, de fapt, Smaranda este Dacă instanța stabilește să revină Manic în același... Nu știu dacă stabilește. Păi problema există dacă, dacă vă iau mai mare. Nu respectul pentru că eu rămân și o să vă iubesc în continuare. Dar nu vreau să fiu victimă. Și dumneavoastră. Bun, haideți să închidem subiectul că s-a înțeles deja. Dacă e litigiu, e clar cum e situația. Spuneți ultima intervenție, vă rog frumos. Nici o lege nu prevede că dacă e litigiu trebuie să... Domnul face pariu. Să
Domnul primar a pus să stele pământ cu acest pântul avizul cu ordinea de zi și să o împingă într-o barieră care nu va avea niciun moment de trecere. Ia explicați mie, domnul Dino. A spus-o de pe poliția rutieră, domnul. Domnul Dino, ca să funcționeze ca autogară, trebuie să aibă aviz de la poliție, domnul. Și ceilalți, de ce nu? Au aviz! Am aviz de pe ce vorbim, ce trebuie? Pe blocație, domnule. Domnul Dino, săriți așa peste lege, peste articole și lite și... Nu vorbiți de lege, domnul Dino, că s-ar putea să zic. Eu v-am mai spus toată și v-am atras atenția. Și dumneavoastră la fel, nu mai vorbiți de întrebat. Închideți microfonul. Vă reatrec în coate. Ultima intervenție și am închis subiectul. Vă rog mult de tot. Vă rog mult de tot. Domnule, nu facem față. Când veți fi scriitor, să vă aduceți aminte. Domnul primar. Bun, domnul Dino, haideți să ducem lucrurile într-o altă zonă. Domnul secretar, nu facem dialog, nu preștiu. Nu facem dialog, eu vă pun o întrebare. Bun, spune, doamne, întrebarea și dânsul răspunde. Da, și v-am spus ce este legal, da? Și eu am făcut ceea ce mi-a spus dumneavoastră că este legal. Da. Care e problema? Care e problema? Lăsați-mă să vă pun întrebarea și dânsul răspunde, da? Ce faceți? Domnul președinte, 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 ce faceți? Domnul care e întrebarea, doamnă, dacă vreți să puneți întrebarea? Dacă a venit la mine să-i spun ce e legal. Bun, am înțeles. Luați loc acolo, vă rog frumos. Bun. Da, sigur. Am văzut și eu ce s-a făcut după aia. Bun, haideți să trecem mai des. Da. Spuneți, poftiți. Domnul Dinu, vă rog, vă gata, închideți subiectul. N-a fost vorba de... Poftiți, domnul Cremer. Vă rog, o să luați... Haideți pe lume. Nu și-are rostul. Deși ei doi, dar nu știu... că tot spațiul la unde este inclusiv acum pe ei, însemna cândva autogaz. Întrebarea mea... Nu am ce treabă asta. Domnul Dinu, întrebarea mea e simplă. Cine este beneficiarul acelei construcții, da? Și ce înseamnă la momentul actual autogaz? Pentru că spațiul autogarii s-a transformat în jumătate construcție de servicii publice, și jumate de transport urban județean internațional cu Ostea. Cine este sau cine a fost proprietar la vremea respectivă și cine este acum? Bine, dumneavoastră vorbiți de o autogară care avea alt statut la vremea respectivă. Între timp lucrurile au evoluat, acolo a intervenit o construcție care a modernizat autogara, a devenit un supermarket. În spatele supermarketului sunt niște probleme. Nu e către dumneavoastră. Dumneavoastră puneți întrebarea. Bun, am înțeles. Eu am înțeles întrebarea și cred că toată lumea a înțeles-o, dar lucrurile nu stau similar față de perioada care dumneavoastră v-a arătat și ce se întâmplă. Dacă cineva vrea să răspundă la o asemenea întrebare, din executiv... Da, bun, dacă nu mai sunt internet, poftiți. Domnule primar, avem în vedere că toți s-au purtat o groază de discuții. O întrebare simplă. Sunteți implicat cu ceva ca persoană fizică în această societate? Domnul Spoală, vă voi răspunde sincer și deschis. Nici pe persoană fizică, nici pe persoană juridică. Drept urmare, acele acuzații care le fac persoanele trebuie să le și dovedească și trebuie să și răspundă pentru ele. Nici o problemă. Chiar dacă sunt într-o perioadă de campanie electorală, asta nu înseamnă că voi lăsa anumite lucruri fără repercursiuni și fără finalitate. Trece această perioadă, iar orice s-a discutat și s-a adus atingere persoanei mele sub orice altă formă, trece campania și mă voi întreba. Și față de domnul Dinu, care a avut foarte multe intervenții la televiziune și în presă și în conferință de presă și a sărit un pic calul față de ceea ce înseamnă atingerea anumitor lucruri vis-a-vis de mine, spuse mai direct așa, dar fiecare este stăpânul cuvintelor și trebuie să răspundă pentru el. Bun. Și dacă astăzi doamna a lansat niște acuze
care s-au transformat. Asta nu înseamnă ca și Scorpion că ieri. Domnul primar, negați că numărul astea este pe acel card de călătorie gratuit. Dar nu este treaba mea, nu este treaba mea. Cum să nu fie, domnule, treaba asta neprostită? Eu vă spun, drept urmare, eu am pus, am pus. Sunt eliberate de 10 plans și dumneavoastră le eliberați. Eu v-am spus un singur lucru. Am pus pe ordinea de zi ambele hotărâri ca să decideți dumneavoastră. Dar nu sunt similare, domnule. Condițiile nu sunt similare. Pentru că una este într-un spațiu, și repet încă o dată, una se-și desfășoară activitatea într-un spațiu autorizat, spațiu autorizat, cealaltă este într-un spațiu nou care a avut înainte destinație de spălătorie și acum are destinație de autogară. Sunt două lucruri, doamna, sau societatea respectivă, trebuia să depună o cerere la primărie de schimbare a destinației. Este primul lucru. Iar în al doilea rând, după ce își lua avizul de schimbare a destinației, noi am vrut să trecem peste acea zonă, să ia avizul de la pasă. Până la urmă, e simplu să schimb destinația, iei avizul vecinilor și nicio problemă. Dacă un vecin, doamnă, nu dorește să fie autogară și nu vă da avizul, ce se întâmplă să funcționați ca autogară? Ce se întâmplă? Dacă o persoană vecin, că trebuie să lăsați... Vreți să spuneți că la vechea autogară s-a cerut... Nu, domnule, aia a funcționat și a avut, domnule. Acum e pe o locație nouă care acum se autorizează. Bun, hai să închidem. Deci, urmare, aveți libertatea să luați decizia. Mi se pare corect să avem libertatea. Păi, automat, în cunoștință de cauză și... Da, poftiți. Vreau să spun ceva. Există în această sală un consilier sau mai mulți care are un interes direct în aceste două hotărâri? Că văd că toată lumea se agită așa, să îi inflamează, unii se ceartă cu ceilalți. Păi dacă vorbim de acuzații aduse pe nedrept și dumneavoastră acuzații în momentul ăsta... Eu n-am acuzat pe nimeni, eu doar am întrebat. E o mare diferență între a acuza pe cineva și a arăta cu degetul către cineva. Și alta a pus o întrebare. Eu am pus o întrebare. Există un consilier aici care are interes sau mai mult? Știți ce diferență e între a susține verbal și a vota pentru Sergeu Smaranda? Adică dumneavoastră vrei să susții tatăl doar placit? Înseamnă că dumneavoastră ești manipulat? Nu am pus așa întrebare. Cam așa nu este. Și eu dacă susțin o problemă, înseamnă că sunt implicat. Înseamnă că... A fost făcută de către primăria Giurgiu. Domnul secretar, vă rog să ne spuneți despre documentul ăsta. Informarea de la... Da. Poftiți. Da, este vorba de un control făcut de Autoritatea Rutieră Română la sediul la Manic Service. Ca să ne-am răspuns la toate întrebările. În urma acestui control, Noi am adus-o la cunoștință, ca urmare a unui răspuns. Dar o judecată, să știți. Bine, are suflet votul. Deci, autoritatea rutieră nu era nevoie să vă aduc la cunoștință, că făcea problemă, făcea obiectul Consiliului Local dezbaterea, nu? De ce? Ca să ne influențeze într-un fel sau altul, probabil. Nu, ați văzut că e la sfârșit, e informare. N-a fost la cele două. Poate am citit-o înainte, vă dați seama. Poate. Deci, în urma controlului a fost retrasă licența pentru activități conexe transportului rutier. Cu toate acestea, noi am băgat pe ordinea de zi în Consiliu aprobare pentru o nouă licență. Da, s-a dat răspunsul la toate întrebările. Bun, mulțumim, domnul secretar. Ce la mic. Domnilor consilieri, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru cei 4 ani de activitate. Au fost și zile cu soare. Au fost zile cu mai mult onorate, asta e. Unii, cum să simt așa, sunt și zilele. Noi, eu cred că au fost zile bune. Și am colaborat destul de bine în ultimii 4 ani. Eu sper să am un consiliu viitor responsabil și la acel jurământ... Consiliul de administrație de la firmă, vorbiți? Dumneavoastră, din cauza asta spun să avem... Haideți să nu ne ați promosăm la ce se va întâmpla în 5 iunie. Am un consiliu responsabil. Un consiliu care să nu uite atât de repede acel jurământ pe care îl adresează și îl citește când este investit în funcție. Unii dintre noi am uitat
câteodată interesele de partid. Și nu cred că în acel jurământ scrie undeva că trebuie să respecte interesul de partid în defavoarea interesului cetățenilor. Dar trecând peste toate acestea, o să spun că am reușit în 4 ani de zile să am un echilibru în acest consiliu, chiar dacă am venit în postura de consilier, de primar independent. Am găsit varianta. Vedeți dumneavoastră pentru, prin ce se deosebește acest consiliu de toate consiliile de urmă? Că nici atunci când vrei să transmiți un mesaj, se găsesc destule persoane care să brueze, să intervină și să nu respecte acel drept elementar care îi dai unui om, atunci când îi dai unui om cuvântul, să-l lasă să spună ce ai de spus. Degeaba, nu o să înțeleagă nimeni niciodată acest mod de a discuta și a colabora. Credeți-mă să închideți intervenția. Drept urmare, vom avea, și eu sunt ferm convins, că maturitatea politică a cetățenilor orașului va crea un consiliu responsabil pentru următorul mandat. Vă doresc, domnilor consilieri, succes acolo unde candidați, vă doresc succes și să deveniți consilieri pentru cetățenii pe care să-i reprezentați aici. Atât câți cetățeni vă vor vota, atâția pentru aceea să-i... Eu vă mulțumesc, vă doresc succes în alegeri. Vă doresc și eu succes în alegeri și să ne revedem cu bine fiecare în consiliile la care candidați. Sănătate și să ne revedem cu bine. Închidem ședința. Domnul Carciozean și domnul Bălănean. Bravo! Șeful! Dar nu putea să fie la loc? Mă, sunt cam galbene așa. Cam galbene florile. Să fie un semn? Să fie un semn pentru viitorul Consiliu?